Protestele în sănătate continuă. Sute de angajați au ieșit în stradă să-și ceară drepturile salariale promise de guvern. Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară anunță un meeting cu peste 5.000 de membri de sindicat și iau în calcul posibilitatea unei greve în sistemul sanitar. La un asistent medical PLE, cu studii, nu fără studii superioare, cu gradația 5, majorarea este în jur de 110 lei pe net. Considerați suficient asta? Protestul de astăzi face parte din seria de proteste pe care am declanșat-o săptămâna trecută. El evident are ca principală revendicare o creștere salarială semnificativ mai mare decât ceea ce guvernul a oferit. Cererea noastră este de cel puțin 25% cumulate, respectiv și sporuri și salarii de bază. Să fie decent. Să fie un salariu decent, pentru că eu trăiesc cu fica mea din salariul ăsta de mizerie și din pensia ei de orfan. Și mi-este foarte greu. Am tăcut, dar nu mai pot să tac. Dacă unii angajați spun că oferta guvernului este insuficientă, alții spun că este cu totul o păcăleală ieftină. Oferta făcută de Ministerul Sănătății este o minciună, o păcăleală, o cacealma, la fel ca și cea de astă vară. Unei asistente care are astăzi 4.950, 5% reprezintă 250 de lei impozabil, rămâne cu 130 de lei. Ce 130 de lei? Când inflația a fost 13,8% doar într-un an de zile. Suntem ca pe vremea lui Olguța Vasilescu, când a zis că vă creștem veniturile, nu salariile. Adică e o minciună, e o păcăleală ieftină. Sindicaliștii spun că vor continua protestele stradale și anunță un meeting cu peste 5.000 de membri de sindicat. În data de 15 și în data de 22 februarie vom avea de asemenea pichetări la Ministerul de Finanțe, Parlament și ne reîntoarcem la Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, după care în data de 11 martie vom avea un meeting cu peste 5.000 de membri de sindicat participanți în Piața Victoriei în fața Guvernului. Dacă nu-și vor primi drepturile salariale, angajații din sănătate au în plan o grevă generală. Federația Solidaritatea Sanitară și-a canalizat absolut toate resursele logistice, de expertiză și resursele financiare pentru a adina semnăturile și pentru a pregăti propriu-zis greva în sistemul sanitar. În funcție de numărul de semnături pe care le vom avea la momentul respectiv, vor decide declanșarea propriu-zisă a grevei. Vom închide spitalul, vom face grevă generală, până la urmă. Acolo se va ajunge.